Dacă moda hainelor mototolite nu va cuceri lumea în următoarele decenii, aparatele de curățat rufe cu aburi au o șansă reală de a înlocui fiarele de călcat clasice de pe piață. La urma urmei, mulți oameni preferă deja să își netezească și să își igienizeze hainele chiar pe umerașe înainte de a ieși din casă. Având în vedere tendința actuală, am clasificat cele mai bune dezumidificatoare de haine 2020, luând în considerare raportul preț-calitate și feedback-ul proprietarilor care au reușit deja să evalueze performanța fiecăruia dintre ele. Cele mai bune modele portabile. Dispozitivele portabile care pot fi aruncate cu ușurință într-o valiză și luate într-o călătorie ocupă o cotă din ce în ce mai mare. În clasamentul 2020 al vaporizatoarelor de îmbrăcăminte, principiul de funcționare a călcătoarelor electrice este extrem de simplu. Pe o parte există un rezervor de apă, la care este conectat elementul de încălzire. Pe de altă parte este organizată duza pentru ieșirea aburului cald, care în unele modele poate funcționa în două planuri, vertical și orizontal. 5. Kitford KT928, dispozitiv simplu și ușor, cântărind doar 0,6 kg. Poate fi ținut cu ușurință cu o mână pentru a întoarce hainele pe umeraj cu cealaltă mână. În aparență seamănă cu un ceainic elegant în culori pastelate. Acesta are cap de perie, pentru a ridica orice scame de pe haine. Acest aparat are o putere de 600 W și suflă până la 20 de grame de aburi pe minut. Lungimea cablului de alimentare este de 1,7 m. Funcție incorporată de oprire automată în absența apei. Conform recenziilor proprietarilor, netezește perfect tricourile și hainele pentru copii la o distanță de până la 30 cm. Având în vedere prețul mediu, merită să deschidem clasamentul celor mai bune aparate de aburi pentru haine în 2020. Avantaje: greutate redusă, un cablu de alimentare lung, rezervor detașabil, duză de tip perie. Dezavantaje: miroase a plastic la începutul utilizării, uneori are scurgeri de apă, un rezervor mic, suficient pentru un singur articol de îmbrăcăminte. Prețuri de Kitford KT928 la Yandex Market: 4. Xiaomi GT301W, marca chineză Xiaomi este clasată printre cele mai bune din 2020 sub sloganul cât mai simplu posibil. Aparatul ieftin seamănă cu un uscător de păr cu un accesoriu de perie cu un recipient de apă atașat în spate. Asamblat cu un rezervor gol va cântări 1 kg, respectiv, după umplere va cântări încă 150 de grame. Cu dimensiunile sale modeste, corpul este greu, deoarece este fabricat din aluminiu turnat sub presiune. În plus, a fost adăugată o placă metalică la priză, permițând ca mașina să fie folosită ca un mic fier de călcat. Caracteristicile cheie includ atât în regim vertical, cât și în regim orizontal. La 1200 W, randamentul aburului este de până la 22G/min, astfel încât hainele de toate texturile pot fi călcate cu ușurință. Perie de fregat cu perii rigizi îndepărtează praful și scamele din adâncurile lumii. Nu cel mai lung cablu de alimentare, 2,2 m, are o împletitură dublă la joncțiunea cu aparatul, astfel încât să nu se scufunde și să nu se adauge la propria greutate. Avantaje: ușurința de utilizare, cablu electric de bună calitate, rezervorul este ușor de curățat. Dezavantaje: nu este cea mai bună manoperă, deoarece există dezavantaje tehnice, nu cea mai înaltă putere. Prețul la Xiaomi GT301W pe Yandex Market: 3. Scarlett CCGS135C04. Dacă sunteți în căutarea unui vaporizator de rufe pe care să-l luați cu devese pe drum, Scarlett compact albastru și alb de 800 kg este răspunsul. În ciuda dimensiunilor sale modeste, are un rezervor de 200 ml și poate spăla un costum,
o cămașă de mătase și chiar o haină de lână dintr-o singură dată. Se livrează cu perie flufle pe mâner. Există un indicator de alimentare, un buton de lucru în damp, punct și virgulă blocaj pentru menține un flux de abur constant cu o putere de ieșire de până la 50 G pe minut. Cablu lung de 1,6 metri, astfel încât nu trebuie să vă faceți griji cu privire la conectarea la o priză. Cu o putere de 1400 de W, aparatul de abur este gata de utilizare în doar 25 de secunde. Avantaje, potrivit pentru călătorii, netezește pliurile din diferite tipuri de îmbrăcăminte, are o pârghie de menținere pentru un flux constant de abur, preț redus, un cablu lung pentru rețeaua electrică. Dezavantaje, convenabil pentru a lucra doar cu lucruri mici, prețuri de Scarlett CCGS-135C04-ul Index Market, 2, Tefal de T9130-0 acces team care în clasamentul celor mai bune aparate cu aburi din 2020 nu poate lipsi Tefal, liderul în rândul producătorilor de electrocasnice, în plus față de componente de calitate realizate din plastic gros. Micul dispozitiv este echipat cu mâner ergonomic, care este echilibrat între rezervorul de apă și capul de abur. Forma rezervorului are o bază pătrată, ceea ce facilitează așezarea fierului de călcat pe podea dacă trebuie să vă distrageți atenția pentru o secundă. Există, de asemenea, un alt mod original de fixare, este agățat pe cârligul încorporat în mâner. Are un lacăt inteligent care blochează aburul în permanență. Important! Acest vaporizator manual de haine este bine echipat. În plus față de peria clasică, există o a doua duză pentru aburire delicată, reglabil pentru cele mai delicate articole de îmbrăcăminte, cum ar fi lenjeria din dantelă sau bluzele cu mărgele. De asemenea, în punga de depozitare a accesoriilor, vânzătorul a inclus un cuier vertical pliabil cu 1600 de W. Viteza de abur este de numai 30 G/min, este destul de suficient pentru tratament de împrospătare și antibacterian draperii sau aburirea lenjeriei fără a o scoate din uscător. Se reîncălzește în 40 de secunde. Rezervorul de abur conține 200 G de apă, cântărește puțin sub 1 kg fără umplutură, iar cablul de alimentare se desfășoară până la 3 metri, timp de funcționare continuă de 9 minute. Avantaje, ergonomie excelentă. Puteți așeza aparatul fierbinte pe o suprafață verticală sau îl puteți atârna, atașament suplimentar pentru țesături delicate, recipient pentru accesorii și cuier pliabil, greutate redusă. Dezavantaje, prețul este peste medie pentru tipurile manuale, numai aburire verticală. Prețuri pentru Tefal de T9130-0 acces team care piața Yandex. 1. Mie Sofia probabil cel mai bun aparat cu aburi pentru haine, deoarece combină caracteristicile curățării la cald și ale călcării clasice cu talpă mică, dimensiuni ușor mai mari decât modelele tradiționale și cântărește 1,5 kg. Există un rezervor de apă care nu poate fi îndepărtat, care trebuie umplut cu ajutorul unui pahar de măsurare. Inclus, funcționarea pe verticală sau orizontală este un avantaj, deoarece sistemul este echipat cu un sistem antipicurare. Un alt punct în plus poate fi considerat configurație maximă. Producătorul vine cu un prototip de masă de călcat sub forma unui covor special care poate fi întins pe o masă sau atârnat. Un accesoriu important din kit este suportul de depozitare pentru aparatul de călcat cu aburi / călcat cu fierul de călcat sau covorul de agățat. Poate fi folosit și pentru haine. Specificațiile tehnice sunt la un nivel bun. Putere 1300 W, debit de abur 20 G/min, timp de încălzire 50 de secunde urmat de 8 minute. De utilizare continuă, lungimea cablului 2 metri și jumătate, cu o capacitate de 150 ml.
Avantaje, echipament maxim, inclusiv suport și covor, putere de ieșire bună pentru un model portabil, acestea pot fi folosite pentru călcat și aburit pe două niveluri. Dezavantaje, utilizatorii se plâng de dimensiunile mari. Prețurile pentru Mie Sofia pe Andex Market, cele mai bune mașini de abur verticale, cu siguranță nu sunt la fel de compacte ca și omologii lor portabili, dar ceea ce le face speciale este că au mai multă putere. Sunt ușor de utilizat în casă pentru articole mai mari, lenjerie de pat, perdele, tapiserie, saltele. Multe din această clasă sunt modele profesionale, utilizate în garaje și magazine. Aparatele de abur verticale necesită spațiu pentru depozitare și se deplasează pe rotile. 5. Xiaomi GS1, modelul ieftin, elegant, din plastic alb, cu o putere de 2100W și un rezervor de 1L, pe care mulți proprietari îl plac. Deschide clasamentul de vapori verticali pentru haine în 2020. Are moduri comutabile cu abur, dar are o ejecție maximă de 45G/min, care nu va putea călca în mod corespunzător țesăturile dense. Gata de utilizare la 45 de secunde de la pornirea aparatului, cu o capacitate de 25 de minute. Important! Sistemul antipicurare incorporat funcționează bine până la pornirea vitezei maxime, după care petele umede pot rămâne pe haine. Roțile ușoare îl fac ușor de manevrat. Lungime limitată a cablului de 1,8 m. Proprietarii remarcă merașul incomod, care nu este suficient de lat pentru a plasa corect hainele. Avantaje, design minimalist excelent, nu este un nivel rău de livrare a aburului. Rezervor mare de apă. Dezavantaje, este conceput pentru haine delicate. Controlul vitezei nu este echilibrat și poate lăsa pete umede. Prețuri Xiaomi GS1 la Yandex Market, 4, Econeco Bio 1701 se un reprezentant demn de o tehnologie ieftină, clasat printre cele mai bune în 2020 pentru operare ușoară și feedback pozitiv din partea clienților. Se compune dintr-un corp din plastic cu un rezervor, o tijă telescopică cu agățător și un furtun ondulat cu o duză din plastic pentru abur. Cu o putere de 1700 W, produce o performanță medie de 40G pe minut. Se încălzește în 30 de secunde și menține presiunea de lucru timp de până la o oră. Există o rotiță de reglare a puterii, dar pentru un rezultat bun, va trebui să folosiți tot timpul avansul maxim. Coarda, lungă de puțin peste 1,5 m, este înfășurată manual. Acest aparat de abur vertical pentru haine poate fi folosit în mod regulat pentru haine sau lenjerii de pat nu foarte dense, dar nu poate înlocui complet fierul de călcat. Avantaje, cel mai mic cost pentru un model vertical. Puterea medie nominală, operare ușoară. Dezavantaje, prezintă rezultate bune numai pe țesături lejere, acne sigur. Prețuri pentru Econeco Bio 1701 SP Andex Market, 3, Starvin SVG3200/SVG3220, un alt reprezentant bugetar al aparatelor de podea, care poate intra în siguranță în clasamentul aparatelor de abur pentru haine în 2020. Prețul său este mai mic decât multe modele portabile, dar specificațiile tehnice sunt mult mai atractive. Motorul de 1600W oferă o putere de abur de 40G/min și 1,6 litri de apă. Furtunul lung curăță cu ușurință perdelele și dezinfectează saltelele și pernele. Se încălzește în 45 de secunde, după care puteți regla jetul fierbinte cu ajutorul unei rotițe mecanice de pe panou. O completare frumoasă va fi umeraș pliabil și mănușă pentru a lucra cu. Avantaje, model foarte ieftin, cu performanțe medii, dispune de toate accesoriile de bază. Dezavantaje, putere insuficientă pentru a manipula toate țesăturile. Furtunul se încălzește foarte tare în timpul orelor lungi de utilizare. Prețuri pentru Starvin SVG3200/SVG3220 pe Andex Market, 2, Kit Ford KT938, unul dintre cele
mai bune aparate de curățat rufe cu aburi, conform celor mai mulți utilizatori medii. Are un rezervor cu o capacitate de 2 litri și oferă o putere de până la 2350W. După încălzire, 40 de secunde, aparatul va funcționa timp de 40 de minute cu o livrare de aburi de 50 g/min. Această performanță nu este suficientă doar pentru țesături fine, ci și pentru paltoane de lână și cămăși de in. Important. Pe o bară telescopică instalat cuier pliabil, care atașează o cârpă verticală care înlocuiește masa de călcat. Acest detaliu este important pentru a călca lucrurile pe ambele părți fără a le încreți, reglabil la 4 viteze. Furtunul flexibil de 1,5 m vă oferă posibilitatea de a lucra cu o suprafață mare de țesătură. Cablu de alimentare, 1,75 m. Avantaje, performanță bună în ceea ce privește puterea și aburul, design confortabil cu o garnitură rezistentă la căldură, accesorii maxime. Dezavantaje, suportul telescopic nu poate fi pliat complet. Prețuri pentru kit FortCate 938 pe Andex Market, 1. Aparat de abur digital Zell Pro S/205 conform recenziilor utilizatorilor. Este un aparat de abur profesional excelent, care poate fi utilizat în siguranță în magazine și studiouri. În ciuda costului ridicat, calitatea călcării este constant ridicată, indiferent de textura și densitatea țesăturii. Un plus deosebit este utilizarea rară a pliați tubul telescopic și transformați de signul într-un aspirator de casă obișnuit, cu un mâner de transport și roți. Puterea aparatului nu este cea mai mare, 2000W, dar volumul de apă de 3,2 litri este consumat cu un randament maxim de 50 g/min. Deoarece temperatura aburului atinge 100 de grade, tastele de pe pistol permit reglarea ușoară a fluxului de aer cald și umed. Furtunul de abur are o lungime de 1,65 m, iar furtunul de alimentare este puțin mai lung, de 1,85 m. Avantaje, performanță maximă, kit de accesorii excelent, capacitatea de a reduce semnificativ dimensiunea atunci când este pliată, potrivit pentru uz profesional. Dezavantaje, costuri ridicate. Prețuri pentru aparat de abur digital Zell Pro S/205 pe Andex Marketer.